Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. În deschiderea emisiunii de azi, mi-am propus să vă vorbesc despre un subiect special. Un subiect pe care nu l-am abordat niciodată până acum. Aș vrea să vă vorbesc despre iubire. Știți bine că în lumea asta există bine și rău. Știți bine, probabil, marea majoritate a voastră, a celor ce priviți această emisiune, principiile yin și yang, armonia dintre bine și rău, echilibrul dintre bine și rău, rolul fundamental pe care le au aceste două mari forțe în viața noastră, în lumea noastră. Răul îl vedem foarte des și avem senzația că este cel ce domină viața noastră de zi cu zi. Vedem răul în societate sub toate aspectele sale. Vedem răul ca și ură, ca și răutate, îl vedem sub forma egoismului, a invidiei, a hoției, a violenței, a corupției, a politicii, aș spune eu. Vedem răul la tot pasul și pare că ne domină, că ne acaparează viețile. Uitând pe zi ce trece, parcă mai mult și mai mult, că ar trebui să fie în echilibru cu forța binelui. Ce este binele? Pentru mulți dintre voi a devenit o noțiune abstractă. Nu-l mai vedeți. Nu-l mai vedeți nici pe stradă. Nu-l mai vedeți nici la televizor. Și, din păcate, ca o dramă a lumii noastre moderne, nu-l mai vedeți nici în familie. Nu-l mai vedeți. Nu-l mai vedem. Ce înseamnă bine? Bine înseamnă generozitate. Înseamnă compasiune. Înseamnă, la urma urmelor, iubire. Iubirea este o mare forță. Aș spune că iubirea este cea mai mare forță din univers și, din păcate, cel mai rar lucru din lumea noastră. Când vorbesc despre iubire, vorbesc despre iubirea adevărată. Despre iubirea dezinteresată. Despre iubirea curată. Nu despre iubirea care înseamnă pe micile ecrane sex. Nu despre iubirea care înseamnă te iubesc, dar ce avere ai. Nu despre iubirea care înseamnă te iubesc, dar te costă 50 de lei pe oră. Nu despre iubirea lui Victor Ponta, care zice vă iubesc popor român, numai dați-mi ciolan. Iubirea adevărată înseamnă, de fapt, armonie. Înseamnă echilibru. Înseamnă, în cele din urmă, pentru noi oamenii, înseamnă liniște sufletească. Încercați să vă gândiți. Care sunt momentele voastre cele mai fericite în viață? Care sunt momentele voastre de apogeu? Și veți descoperi un lucru atât de simplu și de banal. Liniștea sufletească. Cum spunea Schopenhauer, cel mai important lucru, determinant pentru fericirea unui om este liniștea sufletească. Sigur că este greu să trăiești înconjurat numai de iubire și de bunătate. Un alt mare gânditor german, Immanuel Kant, spunea că în lumea asta, în toate cele, există și bine și rău. În tot, gândiți-vă. Uitați-vă în jurul vostru. Atunci când vă uitați la televizor, e și bine și rău. Învățați și lucruri bune și lucruri rele. Atunci când mergeți la servici, e și bine, e și rău. E bine că vă duceți și că vă câștigați existența, e rău că vă tociți pingelele, de exemplu. O să găsiți și multe alte exemple, poate mai fericite decât ăsta pe care vi l-am dat. Dar există, spune Kant, un singur lucru în care există numai bine. Și aici vreau eu să ajung prin disertația mea de astăzi.
acel lucru în care există numai bine este, așa cum spune Kant în limba germană, die gute Wille. Este un cuvânt care, din păcate, trist, nu există în limba română. Nu există o traducere mot-a-mot. S-ar putea traduce aproximativ cu voința de a face bine. În voința de a face bine, nu există decât bine. Atunci când vrei să faci bine, nu poate să fie și ceva rău în asta. Apoi, când începi să faci ceva, indiferent ce vei face, va fi și bine și rău. De aceea, în lumea noastră, suntem înconjurați și de bine și de rău, și de dragoste și de ură și răutate. Problema este alta. Faptul că între acestea, nu numai că nu mai există un echilibru, dar balanța a înclinat foarte, foarte mult și grav de partea răului. Parcă mai mult ca niciodată. Eu am o vârstă la care pot să spun că pot privi retrospectiv. În urmă cu, să zicem, 40 de ani. Și nu pot să nu sesizez că astăzi simt mult mai multă răutate, mult mai multă ură, mult mai multă forță a satanei în tot ceea ce se întâmplă în lumea asta decât în urmă cu 20 de ani, de exemplu. Mi-amintesc vremuri în care oamenii aveau un confort psihic, aveau siguranța zilei de mâine. A existat așa ceva la noi în România. Atenție! Într-o societate mult mai blamată. Și n-aș vrea să deschid subiectul acesta. Nu acum, cel puțin. Dar oamenii aveau siguranța zilei de mâine. Oamenii erau siguri că pot să-și trimită copilașii la școală, că le pot pune un sandwich, că le pot cumpăra hăinuțe. Într-o societate blamată, arătată cu degetul astăzi de către toți, niciunui părinte nu era rușine să dea ochii cu copilul său. Astăzi avem o societate evoluată. Capitalism neoliberal. Avem neoconservatorii care ne străjuiesc, ne apără, ne ocrotesc destinele. Și ce vedem în jurul nostru? Drame la tot pasul. Copii care se sinucide dorul părinților plecați la muncă în Spania sau în Italia. Vedem copii cerșind pe străzi. Vedem copii dormind prin canale. Vedem drame imense la tot pasul. De ce? Pentru că unii trebuie să aibă foarte, foarte mult, iar alții nimic. Eu nu sunt un socialist. Atrag atenția, nu sunt un socialist și cu atât mai puțin un comunist. Sunt doar un umanist. Cred că în această lume, în anul de grație 2014, există resurse imense și suficiente ca toți oamenii să poată trăi fericiți. Cu siguranță există. Dar pentru că această lume este dominată de rău, de ură, de violență, de forțele satanei, pentru că suntem conduși de niște oameni răi, iată, suntem înconjurați de drame. Iată, ajung eu să nu pot fi fericit în lumea asta? Indiferent cât aș fi de bun, indiferent cât de mult aș evolua, indiferent cât de sus aș ajunge în plan spiritual, pentru că ies pe stradă și văd în jurul meu copiii cerșind, copii murind de leucemie, pentru că nu sunt bani pentru operația de leucemie a unui copil. În schimb, sunt bani să se pună moacele lui Ponta de zeci de milioane de euro prin toate orașele, prin toate satele, prin toate cătunele. Pentru asta sunt bani. Pentru salvarea vieții unor copii nu sunt. Dragii mei, iubirea înseamnă dreptate. Nu poți trăi fericit. Nu poți fi liniștit. Nu poți dormi atunci când știi că ți se face o nedreptate. Poate că ăsta este și unul dintre principalele motive pentru care eu am scris această carte deja celebră. Poate că acesta este principalul motiv pentru care fac această emisiune. Dreptatea. Pentru că nu mai puteam să trăiesc văzând atâta nedreptate în jurul meu.
când vezi că totul e nedrept, când îi vezi că vin și spun democrație, alege dintre ăștia 5 gangsteri, care vrei să fie în Parlament? Păi cum, n-ai voie să alegi pe cine vrei? Cum, dar te obligăm noi să alegi pe unul sau pe altul? Alege pe care vrei, dintre nașul, cumnatul, finul, fratele și vecinul. Alege pe care îl vrei, ești liber, e democrație. Unde e dreptate? Când vine un alt gangster, când vine un gigioaică sau un duicu sau un mazăre sau un nicușor sau un pentiuc sau mai știu eu care, niște non-valori, niște maimuțe cu haine pe ele și vezi că fac averi incomensurabile, că sfidează pe toți, că sunt aroganți, că n-au milă, n-au suflet, n-au nimic decât banul și zâmbetul ăla de prădători. Cum să dormi liniștit când știi că alții n-au ce mânca? Când știi că sunt copii în lumea asta care mor cu zile? Cum să dormi liniștit și să fii fericit oricâți bani ai avea, oricât succes ai avea, când vezi atâta nedreptate? De-aia apare câte un nebun ca mine, pentru că mulți vă mirați de ce fac ceea ce fac. Pentru că nu pot trăi altfel, nu pot trăi fără dreptate. Și pentru că mă doare nedreptatea din jurul meu. Și atunci încerc cu propriile puteri, așa mici cum sunt, să aduc un pic de dreptate, să creez o oază de lumină, de umanism, de dreptate, de iubire în această lume strâmbă, în această junglă crudă, nemiloasă. Iubirea, binele, înseamnă nu doar dreptate, ci și adevăr. Nu poți trăi într-o lume mincinoasă și să spui, da, sunt fericit. Nu poți să te minți singur, nu poți să spui că totul e în regulă, totul e frumos, totul e în roz și să fii fericit. Sau, mă rog, poate unii pot, poate Ponta poate, poate Vadim Tudor poate, poate și Kelemen Hunor poate să zică, e totul roz, avem creștere economică, totul este roz, avem plus 1,2 creștere anul ăsta, e extraordinar, sunt minunat, iar românii trăiesc fericiți. Ei pot, eu nu pot. Poate pentru ei e în regulă. Pentru mine, iubirea, binele, înseamnă și adevăr. Și mai înseamnă mai presus de toate lipsa egoismului. Să trăim și pentru ceilalți. Să dăruim din ceea ce avem și celorlalți. Nu neapărat material. Eu zic că mai mult decât material, e important să dăruim sufletește. Prin ceea ce fac, de exemplu, cu casa de copii Prichindel, credeți-mă, nu dăruiesc, ci primesc. Nu vă puteți imagina câtă bucurie ți aduce un suflet în suflet să vezi un copil fericit, să vezi că ai putut face un copil fericit cu niște firfirei, cu niște hârtii numite bancnote. Nici nu vă puteți imagina cât de mult puteți câștiga dintr-un gest minor. Mulți dintre voi nu l-ați experimentat, nu ați încercat. Mulți dintre voi nu ați încercat niciodată să mângâiați pe cineva, să aduceți alinare unui om aflat în suferință. Încercați. Mergeți la o casă de copii. Veți fi uimiți să vedeți câtă fericire puteți aduce doar mângâind pe cap un copil. Un copil care n-a fost mângâiat niciodată. Până la urmă, dragii mei, iubirea este de fapt Dumnezeu. Dumnezeu nu este decât un Jolly Joker pe care oamenii l-au inventat ca scuză pentru neștiința lor, pentru ignoranța lor. Ce simplu a fost pentru Homo Orgoliosus să spună atunci când trăznea un copac și lua foc
Și nu știau de ce și să caute un Jolly Joker și să spună Dumnezeu. Mai târziu și-au dat seama că nu-i Dumnezeu și-au lăsat o baltă cu copacul care arde și-au găsit alta. Că Dumnezeu este cel ce învârte planetele în jurul soarelui. După aia au lăsat-o și pe asta. După aia a venit Darwin și ne-a zis că nu Dumnezeu e cel ce a creat omul, ci s-a născut din evoluție. Iar n-a mai fost bun jokerul. Și uite așa s-au jucat oamenii cu Dumnezeu de mii și mii de ani. Mereu a fost jokerul orgoliului lor exacerbat. Cum întrebi un om ceva și nu are răspuns? Hap, Dumnezeu. De ce e așa? Cât de frumos și simplu ar fi. Cât de curat este că atunci când n-ai răspuns la o întrebare, să spui simplu, curat, nu știu. Dar iată, ei știu tot. Și când cu adevărat ceva nu știu, e Dumnezeu. Dragii mei, nu ăsta este Dumnezeu. Nu Jolly Jokerul acesta al escrocilor, al oportuniștilor și al șmecherilor. Dumnezeu este altul. Dumnezeu este iubirea din sufletele noastre. Dumnezeu este ceea ce dăruim celor din jurul nostru. Atunci când vom învăța cu toții acest lucru, vom trăi într-o lume mai bună. Până atunci, cu sau fără meritocrație, nu avem dreptul acesta. Meritocrația fără iubire nu înseamnă nimic. Este doar ca un ciocan. Noi trebuie să avem nu un ciocan. Noi trebuie să avem o nouă societate, un nou sistem care să aibă suflet. Care să însemne mai presus de niște legi, principii, să însemne umanism. De am spus mereu, Constituția meritocrată este mai presus de orice un sistem umanist. Și vin și am vrut să ajung la asta. Mulți dintre voi, dintre simpatizanți, îmi spuneți să pornim revoluția, să ieșim 100.000 de oameni în stradă. Domnul primo, câți suntem? Dacă ne convocați, ne strângem 100.000, mergem la București, dărâmăm guvernul. Dragii mei, înțelegeți. Vă rog mult, înțelegeți. Meritocrația este un sistem umanist care pune mai presus de orice iubirea, non-violența și toleranța. Nu putem instaura o societate, un sistem umanist prin violență, prin forță, prin ură, spărgând geamuri. Unde putem ajunge cu astea? Uitați-vă la exemplu cel mai recent, la Ucraina. La crime, la suferință, la sărăcie, la dezbinare, la ruină. Nu există niciun caz în istorie în care prin forță să fi fost cucerite suflete. Sigur că da. Sigur că da. Americanii ne învață și nu numai ei, și alții ne-au învățat, chiar și aici în Europa, că poți cuceri petrol, poți cuceri pământuri, poți cuceri gaze, le poți cuceri prin violență. Dar, dragii mei, o astfel de cucerire nu rezistă timpului, care este singurul care are dreptul să judece. O femeie. Poți să o posezi chiar și în ciuda dorinței ei, prin forță, prin violență. Dar, dragii mei, acea femeie niciodată nu-ți va pune sandwich la servici, niciodată nu te va mângâia când ești bolnav, nu-ți va crește copiii, niciodată nu-ți va găti cum poate ea mai bine, niciodată nu-ți va zâmbi la glumele proaste, niciodată nu va fi gata să-ți sară în ajutor. O femeie posedată prin forță
se va transforma în cel mai mare dușman al tău și n-ai câștigat nimic. În schimb, dacă îi dăruiești un pic de dragoste, dacă îi dăruiești nimica toată, nu să cheltui miliarde pe arme, pe bombe atomice, pe cuțite, pe puști, pe revolvere, dacă îi dăruiești un șirac de mărgele de plastic, un parfum cu 10 lei, nici atât, o vorbă bună și o mângâiere, poți să o ai pe tavă pentru viață. Să-ți calce, să-ți gătească, să-ți crească copii, să te mângâie, să te îngrijească. Cu ce? Cu iubire. De-aia vă spun tuturor celor ce-mi cereți să plecăm la război, dar nu la un război sfânt, nu la o cruciadă sfântă a iubirii, ci la demonstrații, la ieșit în stradă, la spart geamuri, vă spun, nu. Aceea nu este revoluția noastră. Acela nu este drumul nostru și nu poate fi drumul succesului, pentru că dacă ar fi fost, vi l-aș fi propus. Acest mod de a vedea lucrurile, nu Ponta, nu Iohannis, bă, tu dacă votezi cu Iohannis, eu plec din mișcarea meritocrată. Băi, dar... Și vin ailalți și zic, nu! Dacă nu votezi cu Iohannis, ești un trădător. Și iată cum se ajunge la dezbinare. Nu vine să cred. Cum oameni minunați, care formam deja un grup sudat, unit, uniți sub acest ideal al meritocrației, ați ajuns să vă înjurați între voi, să vă jigniți, să vă disprețuiți. De ce? Care urăște mai tare? Ori pe Ponta, ori pe Iohannis, ori pe amândoi, ori pe niciunul, ori Dumnezeu mai știe ce. În loc să căutați ceea ce vă unește, și anume acest ideal minunat numit meritocrația, voi căutați ce vă dezbină. A, primul îl votează pe Iohannis, că e rău mai mic, nu sunt de acord. Băi, și încep și dă-i, și dă-i, nenică, și luptă, și dă-i, și dă-i, și luptă, și luptă, și dă-i. Și eu trebuie să-mi pun mintea cu ei. Nu, dragii mei, luptați-vă cât vreți. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Eu nu vă oblig pe niciunul să votați. Nici pe Iohannis, nici pe Ponta, nici să anulați, nici să nu vă prezentați. Eu vă spun atâta tot. Meritocrația e una, iar circul ăsta pe care vi-l dau gangsterii și bandiții și borfașii care conduc România, este alta. Cine vrea să intre în jocul borfașilor, să o facă după bunul plac. Așa cum o fac și eu. Dar nu murdăriți meritocrația cu această mizerie. Nu le dați satisfacție ticăloșilor care vă manipulează prin televiziune. Faceți fiecare ce doriți. Eu nu v-am cerut niciunuia și nu o să cer niciodată nimănui să voteze nici măcar meritocrația. Vă cer un singur lucru, fiți liberi. Fiți liberi, cugetați așa cum vă duce pe voi mintea. Puneți doar dragoste la temelia cugetului vostru și va fi bine. Dar nu mai căutați motive de încrâncenare și de ură. Aș vrea să închei cu o vorbă care mi-e tare dragă, cu o vorbă pe care o port în suflet și care, cu lipsă de modestie, vă spun că e creația mea. Iubirea, dragii mei, e singurul lucru pentru care merită să trăiești și să mori în această lume. Și acum trec la comentariul principal al știrii ale zilei de azi. Combinația dintre Partidul Social Democrat, PSD, și Partidul România Mare este jenantă și jignitoare pentru electorat și abordează teme false, a declarat joi seara Klaus Iohannis, candidatul Alianței Creștini Liberale. El a spus că acuzațiile potrivit cărora ar dori să rupă Ardealul sunt cretinisme. Iată o mostră despre ceea ce vă spuneam. Câtă încrâncenare și încordare se fac trădători unii pe alții și ei de fapt sunt toți. Ei se acuză. Auziți cine acuză? Nici nu contează pe cine.
că vrea dezbinarea țării. Victor Ponta, PSD-ul, Liviu Dragnea, care ei sunt cei mai mari susținători ai regionalizării României. Este de-a dreptul revoltător. E nedrept și când e nedrept eu nu pot să tac. Nu-i urăsc. Nu pot să o fac, dar îi disprețuiesc. Cum poți să fii atât de nesimțit? Să vii să arăți cu degetul. Să arunci tu piatra în cine? Într-un om care până acum n-a avut nicio forță, n-a avut niciun cuvânt de spus, n-a avut nicio luare de poziție în acest sens, dar arunci piatra tu, cel care te chinui să le bagi în cap românilor de 2 ani de zile că trebuie să regionalizăm, să spargem țara asta, să o stârpim, să o aruncăm în cele 4 zări. Auziți acolo. Adică tocmai ei care spun oficial că vor regionalizarea țării, dezbinarea ei, aruncă piatra împotriva unuia care n-a apucat să zică nimic. Dar, îl bănuiesc că ar vrea așa ceva. Și dacă ei îl bănuiesc așa, de ce să nu manipuleze prostimea? De ce să nu manipuleze zombișorii? Să le spună, bă, vedeți că ăsta străinul, Sasu, ăsta vrea să vă dezbine țara, să rupă Transilvania, bă, de România. Iar el, zombișorul, iau zi al dracu și mai bag o țuică. Și se enervează între ei toți, la birt, nervoși tare, dar ce ne trebuie nouă, bă, Sasu ăsta, mă? O, nu, votăm pe Ponta, mă, că e de al nostru. E Naumovici curat de al nostru. Păi cum să nu? Îl votăm pe Ponta. Că și asta este șocant. Băi, frate, în ce hal a putut să se radicalizeze discursul extremist al lui Victor Ponta în ultimul timp? Făcând ce? Profitând de prostia gloatei. Chestiile astea cu dacă ești ortodox, ești bun, dacă nu ești ortodox, nu mai ești bun. Deci automat, aici se face deja separarea între bine și rău. Ești ortodox, ești bun? Nu. Ești român, ești bun. Dacă ești sas, nu mai ești bun. Gata, sasule a devenit peiorativ ca țigan. Atâta ură, atâta răutate. Nu mai suntem oameni și oameni. Suntem sași și români acum. De unde poporul ăsta n-a avut niciodată astfel de accente de șovinism. Iată, acum ajung de mă minunez să văd pe forumul Meritocrația astfel de comentarii. Să mă sune, să vorbesc cu oameni pe care îi cunosc de zeci de ani și la care n-am văzut în viața mea pic de șovinism. Și discut legat de alegeri. Cu cine votezi? Nu votez cu ăsta, că-i sas, ăsta ne vinde. Auziți, mă, fraților. Ca să vedeți ce face politica. Ca să vedeți cum seamănă semințele răului, aurii și intoleranței pe un teren fertil, adevărat. Prostie, incultură, lipsă de educație. Și prinde sămânța asta. Și dacă acum o săptămână eram convins că alegerile vor fi câștigate de Iohannis, azi nu mai sunt. Sigur că da, veți spune, băi, nu ești consecvent, băi, cum? Dacă ai zis una, ține-o pe aia. Nu, dragii mei, numai boul e consecvent. Iar eu nu mă simt. Eu astăzi nu mai cred că va câștiga Iohannis. Pentru că nu-mi vine să cred. Pentru că v-am judecat pe voi, cei mulți, 20 de milioane de români, după mine. Și îmi dau seama că nu sunt eu exponențial. Nu sunt eu cel care să vă reprezinte cel mai bine. Când văd atâta șovinism și ură și răutate în jur, îmi dau seama că Ponta este un mult mai bun reprezentant și îi se cuvine mult mai mult să fie alesul vostru. Sigur, mie mi-e tot una. Eu n-am partipriuri nici cu Iohannis, nici cu Ponta. Și sunt aproape convins să nici nu mă mai prezint la alegeri. Până la urmă, cred că asta e cea mai înțeleaptă decizie. Să nu mă mai prezint. Pentru că, în primul rând, corect, aleg între două rele. În al doilea rând, a existat un comentariu
undeva, nu știu unde, am citit un comentariu în care se spunea că de aia îl susțin eu pe Iohannis, că sunt șantajat, că vezi, Doamne, probabil aș fi făcut vreo evaziune fiscală și sunt șantajat acum. Și dacă nu îl susțin pe Iohannis, o aberație. Pentru că în cazul ăsta ar fi trebuit să-l susțin pe Ponta. Dar în orice caz, ca să vă arăt că nu mi-e frică de nimic, nu am să mă duc să votez. Că nu sunt șantajabil. Într-adevăr, în clipa în care votezi ori cu unul, ori cu altul, imediat devii susceptibil de a fi fost cumpărat. Sigur că eu sunt imposibil de cumpărat. Dar unui român nu-i vine să creadă așa ceva. Cum vine aia? Român care să n-aibă preț? Nu, cum? Da, înseamnă că nu-i român. Poate că nu. Dar sunt susceptibil. Bă, dacă a zis că cu Iohannis, sigur a luat niște parai. Sau dacă nu a luat parai, e șantajat. E, și ca să elimin această suspiciune, m-am hotărât. Nu mă mai duc la vot și gata. Că până la urmă nici nu contează. Părerea mea este că, indiferent care din ei câștigă, este tot rău și șansele ca cel ce câștigă să și rămână președinte vreme de 5 ani sunt aproape nule. Așa că, furtună într-un pahar cu apă. Prea mult caz pentru nimic. Trec la punctul 2. Guvernul Ponta a anunțat că există un excedent bugetar pe primele 10 luni ale acestui an. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, este contrariat de această veste. Într-o conferință de presă ținută ieri, Muguri Sărescu le-a făcut o confidență ziariștilor. Citez. Vin cu o informație strict secretă. Nu aude nimeni. E glumeț, e spiritual. Avem conturile Ministerului de Finanțe. Mă uit în fiecare dimineață la ele, fac ochii cât cepele. Nici nu ți-ar fi greu, Mugur. De unde atâția bani? A răspuns Muguri Sărescu. Mulți dintre voi n-ați înțeles știrea asta. A fost dată pe toate posturile de televiziune, dar sunt convins că mulți dintre voi nu o înțelegeți pentru că nici nu vi se explică. Pentru că așa sunt făcute știrile astea ca să nu le înțelegeți. Atunci când se dă o știre care e defavorabilă celor aflați la butoane, la ciolan, este un stil. Dai știrea în așa fel încât 95% din popor să nu o înțeleagă. Nu poți să te acuze nimeni că n-ai dat știrea, că ai blocat-o, că ai ascuns-o. Democrație, v-am dat-o. A, n-ați înțeles-o. Ghinion, ca să-l citesc pe Iohannis, ca să vedeți că sunt fan. Intru în fan club. Ei bine, am să vă explic eu ce înseamnă asta. Ce înseamnă să ai excedent al balanței, excedent bugetar? Excedent bugetar înseamnă că tu, din încasările și din cheltuielile pe care le-ai avut la buget, pe primele 10 luni, ai rămas cu plus. Adică cu bani ai încasat mai mult decât ai cheltuit. Este ca bugetul vostru al familiei. Dacă tu, familia Ionescu, ai un total de venituri în casă, din salarii și din altele, de să zicem 30 de milioane de lei vechi, și cheltui 28, se numește că ai un excedent. Adică ai câștigat 30, ai cheltuit 28, ai rămas cu 2 milioane. Asta nu este grav într-o familie. Pentru că zici, băi, punem deoparte bani al pentru zile negre. În schimb, atunci când vine vorba de politică de stat, lucrurile nu mai sunt la fel. Vezi, zice, de ce nu? De ce să nu pună statul bani al pentru zile negre? Am să vă explic de ce. Pentru că acolo, într-o familie, nu se pune problema unui management performant. Sigur că voi, familiile de români, nu aveți la conducerea familiei un manager performant care să zică, stai bă, tată, am câștigat 30, am cheltuit 28, mai rămân 2. Ia să văd, ce fac cu ăștia 2, cu ăștia 2 milioane, ca să-i înmulțesc? Astfel încât luna viitoare să nu mai am venituri 30, ci 32 sau 33 de milioane. Cum fac? Astfel gândește un manager. Sigur că da, soțul dumneavoastră, doamna Doina, nu gândește așa, că e profesor. Soțul dumneavoastră, doamna Violeta, nu gândește așa, pentru că e doctor. Dar atunci când e vorba de un stat, se presupune, e de bun simț că ar trebui în fruntea guvernului să fie un management performant.
care să gândească așa cum vă zic eu. Am 30 de milioane venituri, am 28 cheltuieli, nu am voie să rămân cu 2 milioane în bănci, să stea banii în bănci, cum zice Muguri Sărescu, în conturi. De ce? Pentru că o lege de bază a economiei capitaliste spune că banul care nu circulă, nu face pui. Păi ce vrem noi în capitalism? Este una dintre trăsăturile sănătoase ale sistemului economic capitalist. Noi vrem ca banul să circule, ca să facă pui, ca să creeze bunăstare. Ei, când banul stă blocat, cum se întâmplă acum, cum zice Muguri Sărescu, că vede că banii stau și îl încezesc, înseamnă că managerul acelor bani este un manager prost care nu știe să pună banul în circulație ca să facă pui. Veți spune, bine, dar cum ar putea să o facă? Simplu, vă dau o idee. De exemplu, cu banii care sunt surplus, ar putea să construiască un parc de eoliene. În loc să construiască statul ceh în România parcuri eoliene, cu banii aia face statul român parcuri eoliene. Făcând parcuri eoliene, ce se întâmplă? Banii aia care acum putrezesc în conturi, stau degeaba, nu fac pui, ce ar face? Ar crea locuri de muncă la cei care produc turbinele eoliene, ar crea locuri de muncă la cei care le instalează, ar crea plus valoare pentru că am exporta energia electrică și am face încasări la buget și am face încasări și ar intra bani pentru țară care după aceea s-ar redistribui ca pensii și am putea să facem din banul ăla, am putea să facem un instrument, am putea să facem o găină cu ouă de aur. Asta ar face un management performant. Dar când tu ești un incompetent și când tu, chiar dacă ai fi competent, în loc să administrezi banul ăla și să-l pui să facă pui, stai toată ziua pe la RTV și pe la Antena 3, rugându-te de români să-ți dea ciolanul ca să scapi de pușcărie, atunci se întâmplă astfel de chestii. Adică ineficiență a economiei naționale. Adică pierderi. Adică noi românii pierdem la nivelul de trai. Trăim mai prost decât am fi trăit dacă am fi avut, în loc de un prim-ministru incompetent, Victor Ponta, că am fi avut un manager care să știe. Atenție, cât de important este acest cuvânt, a ști, acest verb. A ști. Americanii îi spun know-how, știința de a face. Noi nu dăm doi bani pe cuvântul ăsta. În restul lumii, dacă te duci în Coreea, în Japonia, în America, e mai des pronunțat cuvântul ăsta decât cuvântul Dumnezeu. Știința de a face. Este o icoană. La noi, eu nu l-am auzit anul ăsta niciodată. Nu interesează, până ce știință de a face, mă? Noi facem totul la plezneală, la nimereală, la merge și așa. Păi ce treabă am eu, Victor Ponta? Vine Ioana Petrescu și zice... Nu-i treaba guvernului să creeze locuri de muncă. Auziți acolo, dragii mei, în ce societate trăim? Într-adevăr, conform principiilor noi ordini mondiale pentru care lucrează Ioana Petrescu, nu-i treaba statului să creeze locuri de muncă, ci a corporațiilor. Prin urmare, Ioana Petrescu ce face? Dă bani cadou la corporații, reducându-le taxele. Da, da, vedeți, e o chestie. Tot n-ar fi așa grav. Că ai zice, bă, nu face statul locurile de muncă, dar le fac corporațiile. Nu le fac nici corporațiile. Corporațiile creează locuri de muncă atunci când e creștere economică și există potențial de creștere, astfel încât investim banul ăla să-l scoată înzecit înapoi. Dar când știu că traiectul este spre recesiune, nu investesc, ci transformă banii ăia în acumulări. Și scot banii din țară. Și uite cum, în loc statul să creeze locuri de muncă, în loc să creeze bunăstare, în loc să creeze aport valutar, ce face? Dă cadou la alții, cadou efectiv corporațiilor, și mai ține și banii în surplus, în conturi, să-l încezească, să nu facă pui. Ei bine, ați înțeles acum această știre, care arată de fapt nimic altceva decât incompetența, lipsa de profesionalism, că nu pot să le zic că strădător de țară. Ponta nu face asta că e trădător de țară. O face că e incompetent, că nu se pricepe. Că nu știe. Pe
Pentru că el a venit și a spus sincer în fața poporului: nu mă pricep la managementul țării, dar o să învăț. Pe spinarea voastră a prostimii, învață. Ha. Ați văzut ce e România? Școală de ucenici pentru idioți. Învață omul, că nu o să prindă niciodată. Știți cum e? Și pe bunica mea, dacă aș fi pus-o să învețe să joace fotbal, mă îndoiesc că vreodată ar fi învățat. Așa și Ponta. Păi dacă n-ai talent, dacă n-ai chemare, degeaba poți să bați școală în el cu lopata. Niciodată nu o să iasă din ăsta manager. El se pricepe doar la un lucru, la șmecherie. Toată conducerea unei țări nu se face prin șmecherie. Nu poți să creezi un mecanism funcțional performant prin șmecherie, ci prin know-how. Ei bine, sper că am reușit să vă edific asupra acestei știri, care din punctul meu de vedere este deosebit de importantă. De ce? E prima oară când aud în viața mea că există o țară pe lumea asta cu excedent bugetar, că statul, că guvernul nu reușește să cheltuie bani. Atenție! Cu deficit bugetar foarte des. Statul cheltuie mai mult decât câștigă. Nici asta nu e bine. De aia în Constituția meritocrată e stipulat articol în Constituție. Obligativitatea. Deficit bugetar zero. Adică să nu fii nici pe plus, dar nici pe minus. Dacă ești pe plus, înseamnă că n-ai fost în stare să pui banul în circulație, să scoți eficiență maximă. Dacă ești pe minus, înseamnă că te îndatorezi. Și nici asta nu-i bine. Eventual, când te îndatorezi, poți să te îndatorezi pe termen scurt și cu sume mici. De ce? Ca să creezi mijloace de producție care după aia să dea profit mare, returnând creditul și rămânând și cu plus. Dar în niciun caz excedent bugetar. Asta niciodată. Că înseamnă că ești incompetent. Dacă ai creat excedent bugetar. Bun. Trec și la ultima știre de astăzi, pentru că a ajuns lecția de economie. Cred că v-ați săturat. Procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a declarat joi, înainte de ședința de plen a CSM, referitor la o posibilă redeschidere a dosarului Flota, că această împrejurare va fi avută în vedere, precizând că vor fi numeroase persoane care vor face fel și fel de solicitări. Ei bine, dragii mei, cum s-ar zice, noaptea Sfântului Bartolomeu, noaptea cuțitelor lungi, se omoară între ei care pe care. S-a ajuns la faza unde nu ne mai protejăm unul pe altul. Nu mai e valabilă zicala o mână spală pe alta, cum a fost vreme de 25 de ani. Bă, noi PDL-ul nu scoatem dosarele voastre ca să nu le scoateți nici voi pe ale noastre. Le ținem acolo un stand-by și nu mai ne amenințăm cu ele și păstrăm un echilibru și trăim bine toți. Asta a fost înțelegerea între clanurile mafiote numite partide vreme de 25 de ani. Ei bine, ceva s-a întâmplat. Undeva s-a scurt-circuitat sistemul. S-a scurt-circuitat acolo unde americanii s-au săturat. Adică și-au luat tot ce aveau de luat de pe aici, dar au văzut cât de ticălos e sistemul. Că se putea lua mult mai fer. Adică, bă, ne-am înțeles la o treabă, v-am dat banul, gata, dați-ne ce v-am dat. Dar nu ați luat banul, ați plecat și nici nu ne-ați dat și după aia trebuie să dăm și la următorul guvern. Și ne țăpuiește și ăla și ne țăpuiește și ăla. Asta i-a deranjat pe americani. Au și spus-o public. Păi nu se poate. Când vrem să facem un business, venim, discutăm cu guvernul, dăm șpăgile, dăm tot ce trebuie, bă, și odată bătută palma, ne apucăm de treabă. Dar nu v-am dat șpaga, după care vine alt guvern și vrea și ăla șpagă. Îi dăm și lui ăla și tot n-am rezolvat problema. Pleacă ăla și vine altul și tot n-am rezolvat-o. Trebuie să... Ceea ce au pățit la Roșia Montană, unde au dat peste 400 de milioane de dolari șpăgi, mai mult sau mai puțin oficiale, mai mascate sau mai nemascate în contracte de publicitate, excursii și așa mai departe, și au dat 400 de milioane de dolari șpăgi și n-au obținut nimic. Normal că sunt revoltați și au zis, enough, it's enough. Și-au pus bulanul pe ei. Și s-a terminat cu o mână spală pe alta și s-a ajuns, iată, la noaptea cuțitelor lungi, când se omoară între ei. De ce? Pentru că au fost asmuțiți. Că acum ei nu mai știu de unde se trage. Asta este marea lor problemă. Se trage de la dușmanul de clasă din stânga sau din dreapta
sau e ordin de la păpușari. Deci e o problemă mare pentru ei. Nu știu cu cine se bat. În schimb, iată, ca să, în confirmarea afirmațiilor mele, vine această știre. Tiberiu Nițu, recunoscut ca fiind omul lui Victor Ponta, trebuie să dea înapoi. Adică stați, mă, numai PSD și băgați la pușcărie. Numai Ponta a închetat. Numai Hrebenciuc, numai Caterina Andronescu, numai Nica. Păi stați, mă, că și noi avem acolo un om pus de al nostru, că așa e când e independentă justiția. Are fiecare omul lui. E independentă, cum? Dar nu e independentă, e foarte independentă. Și vine Tiberiu Nițu, independentul, și zice, o, stați așa, că ne întoarcem la pași 8. Nu că m-ar deranja. Nu, că să nu înțelegeți asta. Dar nu pot să nu văd ticăloșia sistemului. Ne întoarcem la pași 8. Și stai așa, că o să descopere Tiberiu Nițu că Traian Băsescu a avut un străbunic care a furat mere din piață la 1842. Sigur că nu mai poate să-l bage la pușcărie pe ăla, că e moaște acum. Acum pupă românii la greu la el. Dar îl băgăm pe Traian Băsescu, că e urmașul lui. Păi să-i preia păcatele. Înțelegeți? Iată la ce aberații se ajunge. Deci, eu nu înțeleg. Băi, eu am câștigat un proces. Cu trafic de influență, cu șpagă, corect, incorrect. Am câștigat un proces, s-a terminat. Bă, cum vine aia? Oricine are un dinte pe mine, vine și redeschide procesul și acum că s-au schimbat angrenajele puterii și sferele de influență, mă bagi la pușcărie acum? Păi asta înseamnă că toată viața poți să fii în proces. Înseamnă că vin ai noștri, mă absolvă, vin ai voștri, mă condamnă. Și tot așa. 5 ani sunt la pușcărie, 5 ani în libertate. Asta nu mai e justiție. Nu că, atenție, atenție, să, iar o să aud comentarii răutăcioase. Nu că ar fi Traian Băsescu nevinovat. Eu nu cunosc dosarul. Îl știu și eu din auzite, ca și voi cu flota. Eu vă spun că nu se poate să se dea toată flota în valoare de miliarde pe nimic și să nu avem niciun vinovat. Și să nu plătească nimeni. Sigur că trebuie să plătească. Dar sistemul ăsta, ticăloși, trebuia din start. O justiție care să-și merite numele de justiție, trebuia din start să găsească vinovații, să-i bage la pușcărie și să plătească. Nu să se ajungă după 20 de ani să se redeschidă, după 20 de ani. Nici pentru crimele împotriva umanității, nici pentru Holocaust nu s-a întâmplat așa ceva. Na, se întâmplă pentru Traian Mondialu. Foarte bine, băgați-l tată. Dar sistemul e un putregai. E un putregai, e o țară în care n-ai nicio garanție. Că nu se, într-o bună zi nu faci tu prima o emisiune împotriva guvernanților, împotriva lui Ponta și nu-ți găsește că fii atent, primo, că știm când aveai 6 ani, ai furat mere verzi dintr-o grădină. Dar eu recunosc că așa este. Păi la pușcărie, tată, că furtul se pedepsește cu de la 3 la 6 ani pușcărie. Mâine vin și mă arestează. Culmea, știți care? Că eu în prostia mea și în cinstea mea n-aș putea zice că nu e așa. Ar întreba judecătorul, primo, e adevărat, ai furat mere verzi din grădină pe strada Vulturului numărul 4 când erai mic? Păi da, e adevărat. Bagă, 3 ani, hai. Fără suspendare, fără din astea medicale, că nu meriți. Nu meriți. Că ai vorbit urât la televizor. Hai, bagă, 3 ani. În schimb, ălălalt cu trădare de țară, 6 ani din care face 2 ani și 8 luni. Că așa e în democrație, dragii mei. De aia sunt revoltat. Nu-i urăsc. Nu am niciun pic de răutate. Dar sunt revoltat. Și vreau dreptate. Și mai vreau să vă revăd cu bine luni, să aveți grijă de voi în weekend și să mergem, cum zice o celebră cântăreață spaniolă, vaya con Dios. La revedere!